Naționala de mini-fotbal a Moldovei a pierdut în cel de-al doilea meci de la campionatul european. Echipa pregătită de Dumitru Turcu a suferit înfrângere în duelul cu selecționata din Cehia, actuala deținătoare a trofeului. Eagles won it, though, and it's come through now as a chance. And here comes Vitali. It's a goal for Moldova, and they have equalized. Reprezentativa Moldovei a reușit să trimită doar o dată balonul în plasa națională din Cehia. Reușita a fost semnată de Vitalie Plămădeală, care a bifat un șut puternic din interiorul careului. În schimb, echipa antrenată de Dumitru Turcu a încasat 4 goluri de la actuala deținătoare a trofeului. David Presel, Frantesec Hackl, Ian Rosulec și Andrei Padera și-au trecut numele pe lista marcatorilor, stabilind scorul final de 4-1 în favoarea selecționatei din Cehia. Stanislav Marić will hit the shot, and it's surely in, and it is, and Padera gets his goal and makes it 4-1. După această înfrângere, Naționala Moldovei ocupă ultimul loc din grupă, având un singur punct la activ. Același punctaj îl are și reprezentativa din Franța, care este pe a treia poziție cu un gol la veraj mai bun. Mâine, Moldova și Franța se vor întâlni într-un meci direct.